Timp de aproape 5 ore, supraviețuitorii accidentului din stațiunea 2 Mai, dar și rudele studenților morți, au retrăit scenele de groază din acea noapte. Noua judecătoare a reaudiat martorii chiar sub privirile lui Vlad Pascu. Acesta a ascultat tăcut cum inclusiv prietenii săi au povestit despre problema drogurilor și a vitezei excesive. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Vlad Pascu va afla în 7 zile dacă dosarul său e aruncat în aer de noua judecătoare. Instanța a rămas în pronunțare pe schimbarea încadrării, iar șoferul drogat ar putea fi judecat pentru omor calificat cu o pedeapsă mult mai mare. Nu a schițat absolut nimic. Eu cred că acest om, nu știu, ori nu e întreg, ori are probleme, nu. L-am văzut la un moment dat plictisit. În rest, nu, n-am văzut nici măcar o urmă de regrete, nici nimic. Astăzi, avocații victimelor au încercat să demonstreze că accidentul nu a fost o întâmplare. S-au folosit inclusiv de declarațiile prietenilor lui Pascu. A condus agresiv, efectuând depășiri riscante. Cunosc că Vlad Pascu se droghează, consumând droguri cu efecte puternice. Drogat, Vlad Pascu a condus cu viteză excesivă pe un drum cu limită de 50 de km pe oră. A început să accelereze, ajungând la 130. A început să facă drifturi, deși consumasem toți câte un shot. Nu m-am uitat în ochii lui, că era cu privirea în jos. Am vrut să mă uit în ochii lui, să văd dacă regretă această faptă. Eu nu cred că el regretă. Continui să cred că el s-a urcat conștient la volan și că a fost omor calificat, nu ucidere din culpă. Durerea a fost atât de mare încât mamei lui Sebi i s-a făcut rău în sala de judecată. Orele au trecut cu dificultate pentru toate rudele victimelor. Nu s-a uitat spre noi, de câte ori m-am uitat, nu s-a uitat spre noi, s-a uitat doar spre geam sau în jos, spre avocații lui, atât. Vlad Pascu a fost întrebat de judecătoare dacă are ceva de spus, însă avocatul său a intervenit imediat. Așa că tânărul a petrecut cele aproape 5 ore în sală fără să scoată vreun cuvânt. Ați fi vrut ca Pascu să dea și el o declarație? Suntem într-o procedură simplificată, aceea recunoașterii învinuirii, situație în care noi nu am contestat probele administrate în cursul urmăririi penale, față de acest aspect și a exprimat poziția și ar trebui să înțelegem cu toții că în această procedură a dat o declarație, a fost consemnată la dosar. Între timp, Ancuța Popoviciu, fosta judecătoare din dosar, își finalizează transferul de la Mangalia la Constanța. Este cercetată de superiorii din CSM pentru îndeplinirea funcției cu rea credință ori neglijență. Suntem în plin sezon al furtunilor de scurtă durată, dar extrem de violente. Vijeliile au lovit și zona de litoral, unde turiștii au fost speriați la vederea unor nori care s-au format deasupra mării. Oamenii au filmat fenomenul ciudat care, spun specialiștii, aduce grindină și ploi puternice, iar previziunile s-au adeverit. Imaginile au fost surprinse pe litoral, mai ales în zona de sud. Este de fapt ceea ce noi numim cumulonimbus arcus sau shelf cloud, un fenomen pe care îl vedem în fiecare an în timpul verii și de fiecare dată ne înspăimântăm de el, pentru că într-adevăr arată foarte impunător. Atunci când avem de face cu o furtună mai organizată și care are o deplasare, practic o viteză mai rapidă, în fața furtunii respective, întotdeauna să vedem acest arcus. Cei care studiază climatologia spun că fenomenul shelf cloud atrage după sine vijelii puternice și căderi de grindină, ceea ce s-a și întâmplat la scurt timp. Timp de jumătate de oră, litoralul a fost lovit de o furtună puternică. Mai multe străzi s-au inundat după ce canalizările n-au făcut față cantităților mari de precipitații. Meteorologii spun că astfel de fenomene vor continua și în perioada următoare. Urmează o săptămână de foc cu nopți tropicale. Un val de caniculă va cuprinde toată țara, iar aerul va deveni irespirabil. Ce ne așteaptă, ne spune colega mea, Mădălina Bichir. Bună seara, Mădălina, te ascultăm, ești în direct. Bună seara, Cristian! Bun găsit tuturor! Atmosfera va fi sufocantă încă din weekend, deși suntem abia la începutul verii. Temperaturile sunt specifice lunii august. Astfel, de duminică, spre mijlocul săptămânii viitoare, valorile termice vor depăși pragul caniculei. Atenție, vorbim despre 40 de grade Celsius la umbră. Căldura intensă va cuprinde Muntenia, Oltenia, sudul Moldovei, dar și vestul Dobrogei, iar disconfortul termic va fi accentuat.
În capitală vom avea, atenție, 38 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale cu peste 20 de grade, iar aerul va fi irespirabil. La fel de cald va fi și în Craiova, acolo unde vom avea temperaturi chiar și de 36 de grade Celsius, iar la fel nopțile vor fi tropicale cu până la 20 de grade. De caniculă vom scăpa la munte și la mare. În Brașov vom avea doar 29 de grade, iar minima va fi de 15 grade. Cât despre Constanța, acolo vom atinge 31 de grade Celsius, iar nopțile vor fi într-adevăr tropicale. Acestea au fost informațiile. Cristian, înapoi la tine. O boală extrem de contagioasă aduce din ce în ce mai mulți copii la medic. Vorbim despre boala obrajilor pălmuiți, care este adesea confundată cu o răceală sau o toxinfecție alimentară. Doar că părinții trebuie să fie atenți la petele roșii care apar pe obrajii celor mici și să meargă direct la doctor. Copii cu obraj nefiresc de roșii sunt aduși tot mai des la camera de gardă. Am venit pentru că s-a agravat de aseară și să nu fie altceva. E decât erupția, care și se mai scartină și plânge. Medicii atrag atenția că afecțiunea, cunoscută ca boala obrajilor pălmuiți, este întâlnită mai ales la copii între 5 și 15 ani și se manifestă în special în sezonul cald. Copil lungean nu e spitalizat, poate să semne extrem de bine cu o răceală. E de fapt o infecție a căilor respiratorii superioare. E diferență, că dacă apar și obrajii roșii, nu mai o simt răceală. Acolo se vede diferența. Evoluția este pe etape, iar părinții ar trebui să fie atenți la simptomele celor mici. În momentul în care apar leziunile cutanate, care sunt totuși caracteristice, este momentul în care cel mic nu mai transmite în general. Din păcate, poate să transmită înainte să apară erupția. Riscul să avem mai multe cazuri de acum încolo există. În general, în partea de început a verii, sunt cel mai multe infecții de tipul ăsta. Strănut, febră, durere în gât, stare de oboseală, dureri de cap, toate acestea urmate în cel mult 10 zile de o înroșire la nivelul obrajilor și o erupție cutanată pe tot corpul. Acestea sunt simptomele eritemului infecțios, cunoscut sub numele de cea de-a cincea boală a copilăriei sau boala obrajilor pălmuiți. Numărul în creștere al cazurilor apărute în creșe, grădinițe și școli îi determină pe părinți să fie în gardă. Fetița mea o zi la școală. Cum e, care e, cum, ia zi, cine are, colega ta? Eu de două zile n-am mai dus-o că e și frățiorul e cu probleme. M-am avut niște prietene care au avut copii cu această boală. Sunt foarte roșii în obraj și că le ard obrajii. Trebuie mers la medic. Întotdeauna, de fiecare dată când apare ceva ce nu, despre care nu cunoaștem, e bine să mergem să verificăm. Boala este contagioasă, iar copiii trebuie scoși din colectivitate de la primele simptome până la apariția erupției. De regulă, roșiața dispare în câteva zile, dar sunt și cazuri în care poate dura și săptămâni. De cele mai multe ori, afecțiunea trece de la sine, fără complicații, explică medicii. Vești bune pentru turiștii care ajung în masivul Făgăraș. Odată cu încălzirea vremii, Transfăgărășanul a fost redeschis oficial. Ce trebuie să știe șoferii, ne spune colegul meu, Adrian Jătăreanu. Bună seara, Adrian, te ascultăm, ești în direct. Bună seara, Cristi, bun găsit tuturor. Dacă nu v-ați făcut planuri pentru acest weekend, Transfăgărășanul poate să fie alegerea perfectă. Așa cum spuneai și tu, drumul dintre munți a fost redeschis astăzi, iar șoferii pot circula din nou între Bâlea Cascadă și Piscul Negru, însă numai de la ora 7 dimineața și până la ora 21 seara. Odată ajungi la cota 2000, turiștii pot admira priveliștea care le taie răsuflarea, dar și șoseaua spectaculoasă care șerpuiește masivul Făgăraș. Autoritățile vin totuși cu un avertisment, mare atenție la urși, pentru că sunt foarte mulți care coboară la marginea drumului, sunteți sfătuiți să nu vă apropiați de ei și să nu îi hrăniți. Șoseaua dintre munți va rămâne deschisă până în iarnă, iar numai în cazul în care vor apărea fenomene meteo neprevăzute, circulația pe Transfăgărășan ar putea fi blocată temporar. Atât despre acest subiect, Cristina, apoi la tine. Mulțumim, Adrian, continuăm jurnalul. Natalitatea s-a prăbușit anul trecut la cel mai scăzut nivel din ultimii 90 de ani. Tinerii amână aducerea pe lumea unui copil, ori își întemeiază familia peste hotare. Dacă privim harta natalității, vedem că cei mai mulți nou-născuți sunt înregistrați în regiunile prospere ale țării, cu locuri de muncă disponibile și salarii ridicate. E minunea mea, e sufletul meu, îngerul meu. Cred că e absolut tot pentru mine.
El este Elias, un băiețel născut în urmă cu doar câteva zile la maternitatea Bega din Timișoara. A venit pe lume în momentul în care mama s-a simțit că financiar poate susține creșterea unui copil. Cred că este necesar să ai un venit stabil și un job în urma căruia să poți profita de un prenatal și să poți să crești copilul. Exact, bineînțeles, pentru că sunt costuri ridicate. Regiunile din nordul și vestul țării sunt pe primul loc la capitolul natalitate. Mă gândesc că e important să ai, să financiar, să-ți poți permite. Foarte multe familii se gândesc la acest lucru. Situația financiară influențează foarte mult această decizie. Având în vedere faptul că Timișoara este considerată un oraș prosper, eu consider că acest lucru generează bunăstare la modul general, încurajând tinerii să facă copii. Anul trecut în România s-au născut 155.000 de copii. Contează foarte mult și partea financiară când vorbim de niște copii, de aducerea pe lumea copiilor. Problema însă care particularizează cumva Banatul, Timișul, Timișoara față de zone de pildă de sudul țării, Oltenia, ține fără îndoială de situația financiară mult mai bună a celor din vestul țării. 8-9 născuți la 1000 de locuitori este rata cea mai mare. Pe ultimul loc în clasament este Oltenia, cu doar 6,39 născuți la 1000 de locuitori. Explicațiile țin și de lipsa locurilor de muncă sau de salariile mai mici care îi determină pe oameni să plece în afara țării. Când se întoarce, doamnă, din străinătate, fiica dumneavoastră? Ea zice că în august, da? Da. Să vedem. A începutul august. Zi, mamă, hai, mami! Mami, vino la băiat! Mihaela, de pildă, a muncit 6 ani în Anglia, dar s-a întors acum să aibă grijă de nepot. Mama micuțului este și ea plecată în străinătate. Păi, cu ce să întreții un copil? Pampers sunt foarte scumpi, acolo baxul de Pampers sunt 5 lire. Aici 80 de lei, 90. Nu este ca aici să trebuiască calificare la locul de muncă. Acolo te califică ei. Alții aleg să își întemeieze o familie peste hotare. Ar trebui să fie un nivel de trai mai ridicat, alte condiții. Am lucrat în Italia, avem și cunoștințe care mai lucrează și în alte țări. Numărul copiilor născuți în 2023 este cel mai mic din ultimii 90 de ani. Un nou studiu ridică mari controverse în rândul pasionaților de artă pe piele. Cercetătorii spun că expunerea pielii la tatuaje este asociată cu un risc crescut de cancer limfatic dacă soluțiile folosite nu sunt conforme. Însă oamenii se încred în tatuatorii profesioniști, iar mulți dintre ei ajung să-și acopere pielea în proporții destul de mari. Avem aici un cubul lui Metatron, avem o mandală de foc aici, niște elemente de iluzie optică, avem aici niște izometrie. Iar enumerarea poate dura ceva timp. Corpul lui Adrian e plin de tatuaje. Vorbește cu drag despre fiecare în parte și nu are de gând să se oprească acum, când mai are atâta loc de acoperit. La fel se întâmplă și în cazul lui Alex. Am acoperit un tatuaj mai vechi, acum urmează să fac un tatuaj cu alb, să pară efectul de negativ. Și mai durează un pic până termin mâna. Un nou studiu suedez arată că în unele cazuri pigmentul tatuajelor poate duce la apariția cancerului limfatic, care afectează în principal sistemul imunitar, lucru greu de crezut de iubitorii artei pe piele. Tușul intră sub al treilea strat de epidermă, nu știu dacă ajunge în sistemul limfatic. Însă multe chestii pot ajunge în sistemul limfatic dacă nu știi să mănânci, nu știi să te hidratezi. Însă chiar și specialiștii spun că în tot procesul soluțiile folosite sunt cele mai importante. Această cerneală care se injectează în timpul tatuajului poate conține substanțe toxice, substanțe cancerigene, care sunt recunoscute de organism ca fiind substanțe străine. Și organismul întotdeauna ne apără, aceste substanțe ajung la ganglionii limfatici și acolo pot avea loc aceste reacții imunologice în care organismul va recunoaște ca și corp străin aceste substanțe. Mircea, de exemplu, este tatuator de 16 ani. Are foarte mare grijă să își aleagă produsele profesionale, iar spațiul unde lucrează este bine pregătit. Mai mult, se asigură că toți clienții sunt apți pentru proces. Toți clienții trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere, încă nu suferă de boli venerice și nu au alte suferințe de piele.
După care noi ne asigurăm că folosim numai materiale de unică folosință, inclusiv ace, șervețele și cam tot ce ține de materialele pe care le folosim. Tocmai acesta este și motivul pentru care mulți se lasă pe mâna lui atunci când vor să își marcheze pielea. Eu consider tatuajul ca fiind artă, ca fiind un mod de exprimare și mi-am dorit să-mi umplu corpul cu această artă. Cercetătorii spun că este necesar să fie realizate mai multe studii epidemiologice care să stabilească exact legăturile dintre tatuaje și apariția problemelor limfatice. Vești proaste pentru iubitorii de cumpărături online. De la 1 iulie ar putea plăti mai mult pentru livrarea coletelor. Unele firme de curierat au anunțat că își vor majora tarifele după ce nivelul accizei la combustibil va crește pentru a doua oară într-un an, iar costurile cu salariile au crescut și ele. Dacă până acum transportul pentru coletele punea probleme împătimiților de cumpărături online, de la 1 iulie vin alte vești proaste. Tarifele pentru livrări vor crește. În continuu pun în coș și mă trezesc cu ele în șifonier și nu știu de ce le am. Se întâmplă să îți iei un tricol la 25 de lei să fie tot 25 de lei transportul și n-ai vrea să ți-l iei, că de ce să-l iei dacă e transportul același preț. Așa că se resimte, mai ales dacă o să se scumpească. Azi să mă, că e deranjant, cumperi un lucru de 50 de lei, îți dau un exemplu, mai plătesc și 30 de lei transport. De vină pentru majorarea care va urma sunt costurile cu forța de muncă, dar și cele cu motorina sau benzina, spun reprezentanții firmelor de curierat. Cred că vor fi creștere în jur de 10%, pentru că în afară de combustibil există și o creștere a salariului minim, care va duce iarăși presiunea pe costul cu forța de muncă mai sus în perioada următoare. Dacă acum livrarea unui colet la un astfel de locker costă chiar și 15 lei, de la 1 iulie aceasta ar putea ajunge la aproximativ 17 lei. Iar dacă vorbim despre o livrare la domiciliu, care ne scoate acum din buzunar în jur de 25 de lei, aceasta va fi de la începutul lunii viitoare undeva la 28 de lei. Nivelul accizelor pentru combustibil a crescut deja odată la 1 ianuarie, când firmele de curierat au fost nevoite să modifice prețurile, iar a doua majorare, care va veni de la începutul lunii iulie, se va resimți în buzunarele clienților. Din păcate, în anumite domenii, și curieratul face parte din aceste domenii, nu există o alternativă pentru transportul mărfurilor, transportul pachetelor, folosind camioane care funcționează cu motorină. Și atunci, în momentul în care avem o politică care duce la această creștere continuă a accizei, vom avea întotdeauna presiune crescândă asupra prețurilor din cauza acestor taxe suplimentare. Mai ales de când avem bebe, numărul coletelor a crescut. Dacă am fi comandat câte un produs fără să avem un abonament, sigur s-ar fi resimțit. Dacă vreau să-mi dau comandă, de exemplu, de 50 de lei ca să plătesc la transport încă 20, mi se pare mult. Să comand mai puțin, mi-aș impune acest lucru. Statisticile arată că România au făcut anul trecut cumpărături online de 7 miliarde de euro, în creștere cu aproximativ 10% față de 2022. Seceta atinge cote dramatice și în acest an. Uscăciunea a pus stăpânire pe pajiști mult mai devreme, iar animalele abia mai găsesc mocuri de iarbă. Epuizarea rapidă a furajelor, precum și secarea blacurilor și a bălților de lângă sate, amenință cu dispariția veche ocupația țăranilor, creșterea animalelor. Secetă, secetă și iar secetă. Nu ne închipuim de unde vine atâta secetă. Aceste imagini surprind peisajul dezolant modelat de seceta persistentă din ultimii ani. Aici a fost până de curând fundul bălții de pescuit din comuna Vâlcelele. Devine o pustietate, Deșert, deșert. Deșert. Începe să punem banane, să punem mandarini, că altceva nu mai. Dar și alea le trebuie apă până la urmă și la coadă. În aceea zonă, seceta pedologică și căldurile nefirești au secat apa dintr-un mare lac. De 3 ani, Balta Amara este un deșert în mijlocul căruia o barcă a înțepenit doar ca să mai amintească despre întinderea de apă de odinioară. Dispariția bălților pune pe umerii sătenilor o povară și mai mare. Pajiștile au fost pârjolite mult mai devreme decât în alți ani. Este greu, dar încercăm să ne ajutăm, ne rugăm la Dumnezeu să ne plouă, să ne dea apă. Să fim sănătoși, să dea Dumnezeu ploaie. Măcar porumbul să facă. Animalele abia mai au ce mânca. Pământ, nu.
Degeaba e smocul de iarbă jos. Nu, la, nu, ce e acolo la nu-i bun, ce unde sunt alea, smocurile. Iar perspectiva este sumbră, avertizează fermierii buzoieni. Dacă pășunatul se încheie de vreme, nutrețul nu va ajunge pentru restul anului, așa că se vor baza pe lucernă adusă din alte zone, care e mult mai scumpă. E lucernă, vine din altă parte cu el la târg și 250-300 un balon de la subțire, îl mitice el așa. Dar dacă eu am pensia 12 milioane, tot pensia mea, să ce să iau? Iau și așa, 2-3 baloți, 2-3 baloți. Bărăganul a început încă din luna mai să semene cu un deșert galben din cauza vegetației uscate prea devreme. O parte din fermieri spun că iau în serios în calcul să vândă din animale. A început sezonul porumbului zaharat pe litoralul românesc. Dulci și aromați, știuleții pleacă din solariile producătorilor, cu cel mult 4 lei bucata trec prin mâna samsarilor și ajung la turiștii de pe plajă cu prețuri mult mai mari. În Dolj, patria Lubeniței, porumbul zaharat a înlocuit deja o parte dintre suprafațele de pepene roșu. Porumbul, uitați, e aproape făcut. Mai durează foarte, foarte puțin. Sper că săptămâna viitoare să ajungem cu el în piață și de acolo să meargă pe litoral. Cu o investiție de doar 10.000 de lei, Aurel din comuna Călăraș, Dolj, și-a înființat peste un hectar de porumbi zaharați în câmp. Îi vindea în gro cu 2 lei 53 lei bucata, iar profitul este garantat, mai ales că olteanul produce aproape 50.000 de știuleți pe sezon. E profitabil, e bun. Ești mai timpuri, mai bani, mai târziu, mai puțin, dar nu contează. O mare parte din ei cred că ajung numai pe litoral. Cererea mare a făcut pe fermier să-și mărească suprafețele cultivate, de la 30 la 300 de hectare în doar 3 ani. Încercăm de câțiva ani această cultură, pentru că lubenița deja a început să nu mai dea randament. Cu ce se deosebesc porumbii zaharați față de porumbii clasici? Sunt un pic mai mici, iar în momentul când se gustă un bob, este dulce. Este foarte, foarte dulce. Se pune din februarie, se plantează din februarie și se culege după 70 de zile. Să mănânce cu poftă și cu dracă, e porumb zaharat netratat cu bălegar pus pe pământ. Sunt și producători care cultivă porumb zaharat la solar. Adriana, de pildă, este prima din localitate care a ieșit cu marfă pe piață, astfel că a vândut porumbul chiar și cu 4 lei bucata. I-am recoltat, îi pregătim pentru vânzare, îi punem în saci. Așa trebuie și cu ei la piață mâine. De la samsare din piețe, porumbul gustos și aromat ajunge pe litoral. Cât este porumbul? Și zmeura? 100 lei. Este însă important să cumpărăm porumbul fiert doar din locuri care respectă normele de igienă, altfel riscăm să ne alegem cu probleme de sănătate. Doi tineri din județul Bihor au renunțat la meseriile de constructor și coafeză și au creat la marginea satului natal un paradis verde. Este vorba despre un parc în care trăiesc lame, bizone americani, emu și tot felul de viețuitoare exotice. Habitatul pe care l-au construit poate fi vizitat de copii și a devenit principala atracție din zona Beiușului. La poalele munților Codru există un mic colț de rai în care trăiesc peste 130 de viețuitoare. Parcul de animale a fost creat de Florin Cuc, de profesie constructor, și soția lui coafeză. Pentru că iubeau animalele de mici, cei doi și-au transformat pasiunea în afacere, chiar dacă nu au avut de la început banii necesari. Pe oi, de pildă, am dat jumătate bani și pe jumătate am lucrat, am făcut un acoperiș dânsului cine mi l-a dat. Pe vaci am dat mare parte și mai dau și de acum încolo o pălincă de pere. În parc se găsesc de la iepuri, porcușori de Guinea și bivol românești, până la sura de stepă extrem de rară. Principala atracție sunt însă cei 3 bizoni americani. Toate animalele trăiesc în natură, în țarcuri de mari dimensiuni, pentru a avea libertate de plină. Bizonii au 3 ani, îi hrănesc cu... Mai, iarna le dau fân și cereale, vara în mare parte sunt pe pășune, au pășuni destul de largi ca să se hrănească, apă au la dispoziție în continuu, apă proaspătă. Proprietarul spune că tot ce știe despre viețuitoare a învățat singur de pe internet, iar acum vrea să aducă și câteva specii de animale din țările africane. Pe lângă animalele astea mai exotice, emu, cum se vede aici în spate, aș vrea să mai aduc niște cămile, zebre, dacă se poate, și ce se mai pot achiziționa și ce se acomodează la noi.
Anual, colțul de rai creat la Târcaia este vizitat de sute de oameni, iar numărul lor este în creștere. Majoritatea celor care trec pragul centrului sunt copii. És abból a célból jövök, hogy mivel itt lehet játszani, nagyon sok játék van, és sok új dolgot ki lehet próbálni. Mi relaxăm și facem poze cu animalele sau relaxăm aici. Vă plimbați, nu? Da, da. Care animale îți plac cel mai mult? Păi, emu, bizonii și căprioarele. Iar unele seri se încheie cu un imens foc de tabără în mijlocul pădurii. Ce ți-ai dorit să faci acest loc? Ca să apropie oamenii de natură cât mai mult și pe unii de alții, mai ales. Și în special pentru copii, ca să-i scot din telefoane și din tablete și toate astea. Dacă vă uitați în spate, chiar acum se joacă un noroi după ploaie, uite, pe iarbă. Nu e niciun copil cu telefonul în mână. Pentru un tur prin parcul de animale, cei mici plătesc 10 lei, iar adulții 20. Centrul este deschis în weekend, însă pentru grupurile de elevi pot fi făcute programări și în timpul săptămânii. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 începe serialul O Dragoste, iar de la 21 și 45 de minute urmează Vinovați de iubire. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi a fost deosebit de calm, mai ales în sud și în sud-est. Cerul a fost variabil, dar am avut și perioade cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei, în cea mai mare parte a zonei montane, dar și pe spații mai restrânse în zonele joase din vest, centru și nord, iar spre seară și în partea de est și sud-est. Temperaturile maxime s-au încadrat între 23 și 33 de grade. La noapte cerul va fi variabil și pe arii restrânse în Moldova, nord-estul Munteniei, Transilvania, Maramureș, Crișana și posibil în Dobrogea vor fi în orări averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei până spre 21 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Mâine vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în Oltenia și Muntenia, unde va fi caniculă, disconfort termic ridicat și un indice temperatură umezeală care va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în jumătatea estică a teritoriului, dar și în zonele montane și submontane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia va fi o zi cu vreme deosebit de caldă, în mare parte însorită și doar izolat sunt așteptate ploi. Vor fi 32 de grade în Ploiești, 32 de grade și în Slobozia. În Transilvania cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime ajung iată la 30 de grade în Alba Iulia, 30 de grade și în Târgu Mureș. În Moldova avem parte de vreme caldă, dar instabilă. Meteorologii anunță ploi cu descărcări electrice și vor fi până la 32 de grade în Galați, 29 de grade în Focșani. În vestul țării, prima zi de weekend aduce vreme caldă și însorită, doar prin Maramureș vor fi condiții de ploaie. Mercurul din termometre urcă la 32 de grade în Timișoara, 30 de grade în Reșița. În Oltenia, vremea va fi deosebit de caldă, chiar caniculară. Se vor înregistra 36 de grade în Slatina, 34 de grade în Craiova. În Dobrogea, cerul va fi variabil, vântul va adia slab, iar valorile termice ajung până la 27 de grade în Mangalia, 33 de grade în Megidia. În capitală, vremea a fost călduroasă, am avut cer variabil, iar maxima a atins 35 de grade. La noapte, cerul va fi variabil în prima parte a nopții, apoi mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 19 grade. Mâine, vremea va fi călduroasă, iar după amiaza, indicele de confort termic se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, temporar, cu unorări din a doua parte a zilei, când e posibil să avem parte de averse și descărcări electrice. Vor fi până la 35 de grade.
La munte, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice pe arii extinse. Pe alocuri, ploile vor fi torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși chiar 30 de litri pe metru pătrat. Va cădea grindină și posibil să fie și vijelii. Vor fi până la 20 de grade în Semenic, 22 de grade la Stâna de Vale. La mare, vremea va fi deosebit de caldă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat și vor fi până la 27 de grade în Mamaia, la fel și în Eforie Nord. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Bianca m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Arad. Maxima ajunge până la 32 de grade, iar cerul va fi mai mult senin. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. Noi ne revedem luni. Un weekend excelent vă doresc, indiferent de vreme.